Deci subiectele sunt de așa natură încât te rog Vlad să mă susții cu râsul tău inconfundabil. Mai bine fii atent la râs decât să fii atent la zoom, că ni s-a atras atenția. Vedeți, obișnuința a doua natură. După 180 și câte ori fi de cafele, lumea s-a să mă vadă pe mine static, mare, lat și frumos. Mulțumesc! 30 de mii de subscriber pe YouTube, nu-i de aici de acolo. Mulțumesc tare mult, mulțumim frumos. În continuare, anunțați lumea, ieșiți, bateți la porți, dați flyere cu YouTube-ul nostru, cu Facebook-ul nostru, trebuie să ajungem la lume. Lăsați că sunt subiecte care nu vă plac, persoane care apar pe lângă noi cu care nu sunteți de acord. Dar oameni suntem și ceea ce vrem noi să vă prezentăm în fața dumneavoastră, ceva care să vă facă să râdeți. Nu suntem ca Mr. Beast. 320 de milioane, bă, 320 de milioane de subscriber are YouTuberul ăla. Nu cer 320 de milioane, dar 320 de milioane. Nu putem noi face. Cum dracu, mă, că suntem... O 7 zile astă vară în Salina Turda. O închis Salina Turda. Bine, ori mai băga și niște armament acolo. Că ce să facă 7 zile? Eu cu Vlad, dacă mă duceam să filmez în Salina Turda ca Mr. Beast, într-o după amiază să terminam. Și nu ne lăsau. Și nu ne lăsau, că stăteam acolo la poartă. l lăsa și pe noi să... Aveți adeverință, aveți cerere. Păi nu, că o pentru Mr. Beast de la județ. Cum o rezista șapte nopți în înăuntru? Da, o băgat și bani. O băgat. O plătit. O plătit tot, păi, deci zâle, De zile? Or, or de contat. Vedeți că, zice că youtuberii merg în țările calde, în ape pure ca și clista, merg în salina turda să se relaxeze, cum au rezistat 70 zile? Bând vin ISA, de la crama ISA și luând mâncare catering de la sarea în bucate Am zis asta că poate o mai face, da? Un spectacol acolo foarte frumos, bă da, să stai tu 7 zile și după clipul postat, 50 de milioane de vizualizări, de reacții, Îți dai seama, s-a uitat tătă câmpia turzii și tătă -tă turda de vreo 100-200 de ori, No! Salutăm Ghirișu! Uitați-vă și că o cafea am primit, o cafea bună de la Ioan Dumitru. Ne-o donat-o pe YouTube, mulțumim! Sergiu din Blaj, Bidu, așa s-o semna și Valeriu din Canada. Nu, e nu, 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 ceașcă, nu e încă blit de cafea. Când o să ajungem să bem cafea din blit, să știți că sunteți mulți. Suntem mulți, voia lui! Bidu și uh, Valeriu din Canada care ne scrie în francez, Înseamnă că s o de hrușcă și o făcut bagajele hrușcă. Vă dați seama când în două zile, în Cluj-Napoca în 10 și în 28 decembrie, că are atâtea colinde și colinzi de colindat în fine face bani. No, nu e chiar ca superstarul ăsta care vine Justin Timberlake. Mă când au auzit ăștia că vine la Electric Castle în Bonzida, ori înțărca trivaci. Păi vine Justin. El are o valoare... A, o, are o valoare, dar are valori de 250 de milioane de dolari. Ce să facă e el la bonții, da mă? Poate cumpără castelul. Pe la banii lui, adică vine moca la spectacol, vine la concert gratis și mai dă 100 de mii de dolari și ia castelul. Și o să se zică Justin Timberlake, hoi, voi, am un castel aici la Transilvania, da. Transferuri mari și pe piața media, Hadu Banciu a plecat de la prima sta destul la ea. S-a transferat la un site. Cum e asta? I'm Sport e un site. O să fie coleg de redacție cu Andrei Ciobanu. Ciobane! S-a transferat acolo și într-un podcast a declarat că odată dat admitere la, la geografie. Și nu a scris nimic despre marxism. O la tri și ceva. Bine era dacă intra la geografie să iasă profesor de geografie. Îți dai seama că nu mai trecea nimeni la geografie. Da, și știau geografia, nu țării noastre, geografia Republicii Mali. Da, asta e, noi nu ne transferăm, rămânem aici cu voi. Mai primim câte o cafea. găini nu primim, ca și Nelu Tătaru. Eu am fost fan Nelu Tătaru în pandemie. Era el cu șuvița aia, apărea, nu avem cazuri, nu avem comorbidități. tot este venit din huși și l-au țipat înapoi în huș după pandemie și l-au pus pe Gheorghiță, alt medic. La amândoi le plac găinile. La Nelu Tătaru să le ia mită, la Valeriu Gheorghiță să se însoare cu ele, cu Monica Bărlădeanu. Bă, găinari, bravo! Nu știu ce să zic, de la Caltaboș lui Remeș n am mai trăit așa cataclip să iei ciubuc ouă de găină. Dar el a făcut și mult bine, că zicea 20.000 de oameni am tratat, apoi 20.000 de găini, ce să facă cu ele, nu? Oru nou pe zi. Și Rareș Bogdan, al găinar, ce o că L-am cancelat pe tătarul, l-am scos de pe liste. A, păi nu știu dacă luați voi acolo 20% să intrați în Parlament, dar asta e altă discuție. Bine că o dat Dumnezeu și s-a terminat pelerinajul la Sfânta cu viață Parascheva. Numai 500 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. Nu Ma, e, o, e o chestie, Vlad, te duci acolo, te rogi. Cu viața Paraschiva, cât e de sfântă, Dumnezeu mă ierte. Nu poate face minuni în timp real, nu? s mai bontanit, s mai îmbulzit, au zis, dă-te mă în pis, da mă, așa am auzit, ziceau, la pelerinaj. N-ajungeau, au ajuns la raclă și au dat acolo cu batiste, cu fulare, cu la... moda, ultima modă la moaște să fii live pe TikTok, să te vadă de acasă. Ei, Săracilor, eu lângă racla Sfintei Paraschiva, voi tot la Sfântul Nifon vă închinați. Ce am ajuns. Actul religios, actul creștin, E un act sacru în sine. Stai șapte kilometri la codă pe când ajungi acolo. Bine că dacă ești becali și cu Simion, vii cu elicopterul și te bagi în față. Bine, nu. No, pe elicopterul au mai zis și niște rugăciuni că erau mai aproape de divinitate. Ciucă, Ciolacu, o Elena Lasconi, candidații ăștia, o stat acolo printre pelerini, printre sepepiști. <laughs> nu se vedeau de sepepiști. Ludovic Orban a venit primul la moaște la Cuviasa Parascheva, dar primul s-a dus să bea vin fiert. <laughs> Ludovic, 07 are în sondaje, nici nevasta nu-l votează. Bai mie coffee.com slășnic cu bente. de trei ori la coadă, dar nu la moaște. La bere? La, la sarmale. <laughs> la sarmale. Eu zic ceva cu du-te, eu cu covriș de bu buzău. Ce se și și pus pe uh, sarmale domnul Ciucă un pic de sos picant de la măruță. Bă, când te faci de căcat, te faci, te faci să te vadă o țară întreagă, da? Cum o zis de ciolacu? O, o zic că are toate caracteristicile să fie președinte. Ce măruță, n-ați înțeles întrebarea. Nu, că așa e, săracul Ciuc. Bă, dacă... fost sincer. O fost sincer, a fost sincer da. Uh, 100.000 de sarmale s-au dat, 100.000 de sarmale, cam puțin, din 1.500 kg de varză, 100 kg de orez și 311 kg de carne tocată. Nu acolo cineva o da cu jula. Că de obicei șeful, bucătarul care gătește, spune cantități exacte. Dacă cum să zici 311 kg de carne tocată, mă, ori 300, ori 350, da? Așa ceva. Nu merge. Este data de 18 octombrie, o zi splendidă de vineri, în urmă cu vreo 800 și ceva de ani se înființa Universitatea din Heidelberg. Așa de mult a vizitat-o maestru Florin Piersic, că în urmă cu 60 de ani au jucat în piesa de teatru Heidelbergul de artă dată. Și au zis că așa s-a stricat cum s-a stricat și Clujul. Și în urmă cu încă vreo aproape 200 de ani, Alaska era cumpărată de americani de la ruși. Ce interesant, cine a făcut tranzacția? Un român din Iulo. <laughs> Un român din Iulo, pomuți. Pomuț, el a ruptat în războiul din America, a ajuns ambasador în Rusia și are bust în Giulo Și strănepotul o e șef pe la restaurant, pe la hotelul fost Erkel și are și pensiune, nu? Ezos, Von, nu știu ce, și dacă ia și Timberley Castelul, zile de naștere, ziua lui Van Damme, crăcire plăcută, asta așa se sărbătorește pe două tiruri, ziua lui Ștefan Bănică, să nu bați pe nimeni. <sus> <sus> Unde ți-e chiuveta? Ziua lui Keremel Hunor. Sărbătorește a patru ore de când candidează la prezidențiale și culmea iese. El iese din cursă, din primul tur. Și ziua cancelarului austriac, căruia nu-i dăm numele Naiheimer, n-ai avea noroc, că nu ne bagi în Schengen. Asta ne-ar mai lipsi. A fost o cafea decentă. buymeacoffee.com slash nicubendea Să ne vedem cu bine și mâine la cafea intermediară. Mâine dormiți cu o oră în plus, că ne vedem de la 11. Hai, pa!